Bătaie de joc pentru transportatori și elevi. La 5 luni de la începerea școlii, Ministerul Educației anunță cu fast într-o postare pe rețelele de socializare că va plăti o parte din datoria pe care o are la transportatorii din unele județe în valoare de aproximativ 52 de milioane de lei. Ministerul nu precizează care sunt județele care vor primi banii. În total sunt 14 județe unde Ministerul Educației nu poate deconta transportatorilor abonamentele elevilor din septembrie până în prezent, pentru că consiliile județene nu au contracte încheiate cu transportatorii. Județele cu cei mai mulți elevi neavetiști sunt în Suceava, peste 8.000 de elevi care nu au primit bani pe ultimele trei luni. Spre exemplu, pentru luna noiembrie vor fi plătite transportatorilor sumele pentru cele 4.979 de abonamente emise gratuit, dar și sumele forfetare celor 1.039 de elevi care nu au beneficiat de abonament gratuit.